Să deschidem Cuvântul Sfânt pentru momentele care urmează la Cartea Profetului Isaia, capitolul 6, și vom citi primele 8 versete, așa cum le găsim scrise la pagina 686, în Sfintele Scripturi, traducerea Cuvântului Isaia, capitolul 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poarele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care îl suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase o creștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată atingându-se cărbunele acesta pe buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Este o onoare și o binecuvântare pentru mine, în același timp, să fiu în această seară, în această perioadă de evangelizare, în localitatea Jac. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Dănuț, pentru această invitație. Mulțumesc Domnului care a fost împreună cu noi în călătorie, sunt împreună cu soția mea. Călătorim destul de mult în perioada aceasta. Domnul ne-a creat acest cadru să putem să fim foarte mult împreună. Vă aducem salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, pe care o slujim pentru vremea aceasta. Spunem pentru vremea aceasta că noi suntem bistrițeni. Domnul ne-a dus în orașul Cluj de ceva vreme, au trecut vreo 18 ani, să facem pentru o vreme lucrarea lui Dumnezeu. Aleluia. Și salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Pentru noi toți ne așteptăm pe Domnul Iisus să vină, lăudat să fie Domnul. Amin. De asemenea, din partea comunității regionale Pentecostale Cluj, așa cum se spunea, pentru vremea aceasta Dumnezeu m-a chemat și ne-a chemat să slujim la acest nivel. Sunt aproximativ 600 de biserici în comunitatea noastră Pentecostale, undeva la peste 43.000 de credincioși pentecostali, oamenii lui Dumnezeu, care vă transmit gânduri de binecuvântare și gânduri de bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am bucurat să mă întâlnesc cu această echipă minunată. Iar văzut fratele David, numai ce s-a întors din Africa, a fost împreună cu copiii noștri și cu altă echipă, și cu o echipă de medici, stomatologi. Dumnezeu i-a păzit, Domnul le-a ocrotit, lăudat să fie Domnul. M-am gândit să-l întâlnesc pe fratele Daniel Berard. Se pare că și la ultima slujire, aici la Jac, la o mormântare, am slujit tot împreună. Și cu ceilalți tineri cu care cânt atât de frumos laudele Domnului, să spunem Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să-i întărească. Ei sunt mult mai avantajați decât mine și decât mulți dintre noi, pentru că în cer va continua cântarea. Aleluia. Cu predica nu va mai fi acolo loc și nu va mai fi nevoie, dar cântarea va continua și în cer. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne rugăm încă o dată Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Mă bucur pentru această săptămână de sărbătoare. M-am regăsit deja la noi în sat, unde am crescut. Eu sunt cu Luminița din același sat, am fost împreună la grădiniță, la școală. Sunt peste 35 de ani de când ne-am căsătorit. Și am fost și păstor în satul nostru. M-am revizit deja la noi în sat, așa unde făceam tot așa câte 7-800 de evanghelizare și dădea Dumnezeu har, parcă tot satul era așa o sărbătoare, veneau oameni. Dacă se apropia perioada aceasta de februarie, făceam noi undeva la a doua parte a lunii februarie, și dacă nu făceam evanghelizare sau nu anunțam nimic oficial, ne opream evanghelizare. Voi vă strică, nu mai faceți evanghelizare. Și dacă le spuneam că facem, unii dintre ei deja aveau predicatorii cu numele, nu spun aici. Unii și cunoșteau cu... Eu vin când vine, ai predicatorul meu. Numai că din nefericire, uitându-mă peste ani, au fost mulți dintre ei care au rămas doar cu predicatorii. Și au ales
să slujească cu adevărat pe Cel care era predicat și care este Iisus Hristos. Amin. Această seară, de la început, deși uneori este atât de greu să mă decid și se întâmplă când se cântă ultima cântare și nu știu ce să plec. Poate de ceva ani eram într-o localitate tot așa asemănătoare cu dumneavoastră și se cântau ultimele două cântări. Aveam două texte. Trebuia să mă ridic și nu știam ce să citesc. Pentru că știți cum este. Noi nu suntem aici să vă prezentăm discursuri teologice. Nu că n-am putea. Noi vrem să transmitem mesaj din partea lui Dumnezeu. Noi vrem să vorbească Dumnezeu inimilor oamenilor. Și mă frământam așa de mult și mi-am permis să mă apropiu de fratele care conducea, era un frate presbiter și am zis, te rog, ajută-mă, că nu știu ce să plec. Și-o cum nu știu ce să plec, dar te-am chemat de atâta timp. O să mă chem, că nu știu ce să plec. Dar ce ai venit? Am două texte. Și unul dintre texte era Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și-o zis, frate, eu am îndemn să predic din Fapte, capitolul 17. Și-am predicat de acolo. Nici eu nu știam că în biserică era o fată, o tânără, care nu prea era biserica, părinții erau prin Spania, pe undeva, și cum au insistat, și du-te la biserică, du-te la evanghelizare, poate Domnul ți-a lucrat la imbră, ca orice părinte. Ea era aici cu bunica, părinții erau în Spania, o fată de vreo 18-19 ani. Și-o zis, mă duc la biserică și dacă într-o seară se predică despre numele meu, e seara când mă pocăiesc. Și numele ei era Damaris. Și acolo a spus într-un pasaj, dacă vei citi acasă, crezi că puține persoane, printre care și o femeie numită Damaris, a crezut în ceea ce predica omul lui Dumnezeu Pavel. Și am predicat, și am citit, și la final am făcut o chemare. Și spre surprinderea fratelui și a mea și a tuturor, Damaris a fost prima care a ridicat mâna. Am insistat și am zis, seara asta e seara pocăinței. Nu era ultima seară de evanghelizat. Au ridicat vreo 3-4 mâna și în final, când s-a terminat biserica, un bărbat de vreo 60 și ceva de ani a rămas undeva așa între bărbați. Plângea. Omul nu prea se putea deplasa, avea o problemă cu un picior. Ne-am dus împreună cu fratele, apropiat de dumnealui. Și omul a întins mâna și a zis, mă cheamă Bojor Vasile. Îl cheamă ca și pe mine. A fost seara când Dumnezeu l-a mântuit și pe el. În câteva luni, nu multe, a fost chemat la botez. A fost la botezul acelor persoane și Dumnezeu a făcut așa o mișcare și o lucrare. Pentru că vrem să lucreze Dumnezeu. Dar veți merge acasă și spune, a fost fratele de la Cluj, fratele de nu știu unde și-o predicat așa de frumos. Dar ce-o spus? Nu știu, dar a fost frumos. Nu v-ați ales cu nimic. Dar vrem ca Duhul Sfânt să cerceteze. Lăudați să fie Domnul. Uitați-vă la Isaia. În anul morții împăratului Iozia putea să fie multe lucruri, multe. Imaginați-vă că a murit un împărat și orice împărat, când veți citi în Biblie, Ozia, a fost un om cu reprezentativitate, un om cu poziție, un împărat adevărat. Și putea să spune multe lucruri despre cine a cântat acolo, cine a vorbit, cine a avut cuvântul, ce fanfare, ce... Chiar dacă a fost o sărbătoare funebră, a fost o sărbătoare, oameni, murise un împărat. Isaia, profetul, alege să scrie altceva mai presus de toate. În anul morții, împăratul Ozia l-a văzut pe Domnul. L-a văzut pe Domnul. Asta doresc în sărbătoarea săptămânii de evanghelizare la Jac. Să-L vedeți pe Domnul. Amin. Vreți asta? Amin. Și mesajul pe care Domnul l-a pus pe inimă în această seară vreau să fie acesta. Când strălucește slava lui Dumnezeu. Amin. Pentru că îmi doresc la Biserica Domnului la cântare, la rugăciune, la îndemnul și la predică, să strălucească slava lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Vreau lui Dumnezeu în Psalmul 27, dacă bine amintesc la versetul 4, un lucru cer de la Domnul și-l doresc, dar oricum, fierbinte. Ar vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, nu să cânt, e frumoasă cântare. Și eu cânt un eu. Și cel mai demovit orice, de cel mai multe ori când sunt singur în mașină. De cel mai multe ori. Și la cântare, uneori mă cercetează Duhul Sfânt, uneori plâng, mă bucur atât de mult, îmi place cântare. Nu să predic, nu să ascult predici neapărat, deși aceasta este o lucrare extraordinară.
Au zis ce spune. Ar vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului, să văd pe Domnul și să simt prezența Domnului cea reală. Aleluia. Doamne, fă să strălucească slavă. Măriță fie Domnul. Când strălucește slava lui Dumnezeu, în primul rând vreau să spun, ești părtat la momente foarte înălțătoare din punct de vedere spiritual, da? Când într-adevăr vine prezența lui Dumnezeu, ești părtaș la astfel de momente. Mă uit în cuvântul Domnului, în 2 Cronici, capitolul 7, când Domnul Dumnezeu a terminat acea capodoperă a perioadei din vremea Lui, când a terminat templul acela, citești versetul, versetul 1, când a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava Domnului au umplut, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 1, au umplut casa. Preoții nu mai puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului umplea casa. Și versetul 3 spune, toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă, nu mai putea să stea nimeni pe bancă, nu mai putea să stea nimeni în picioare, oameni buni. Biblia spune, toți au aruncat cu fața la pământ și toți au început să laude pe Dumnezeu zicând, Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci. Mărit să fie Domnul. Putem să repetăm noi lucrul acesta în această seară la Jac. Mărit să fie Domnul. Dumnezeul nostru este bun. Dumnezeul nostru este bun să vii să fie numele Lui. Și îndurarea Lui ține în veci. Și îl preamărim în seara aceasta. Când Nehemia finalizase și el zidurile acelea pe care le reconstruise, citesc în cartea lui Nehemia, capitolul 12, la versetul 43. În ziua aceea s-au dus multe jertfe. A fost o mare bucurie că Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Și ascultați-mă, oameni buni. Se bucurau și femeile, și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. De ce? Acolo era prezența lui Dumnezeu. Acolo era harul lui Dumnezeu. Acolo era slava lui Dumnezeu. Și vă rog în această seară, Duhurile Sfinte, cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Lăudați să fie Domnul. Și când în ziua lui Salul, când a venit Duhul Sfânt din cer, oameni buni, în Fapte, capitolul 2, versetul 4, spune cuvântul Dumnezeu, și toți, și toți, pentru că slava Domnului nu-i doar aici la vol, pentru că prezența Domnului nu-i doar în față sau în biserică, slava Domnului să umple toată adunarea. Să fie toți cercetați în această seară. Să fie Duhul Sfânt în adunare. Să fie prezența Domnului peste fiecare inimă. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Asta e prezența lui Dumnezeu. Asta e lucrarea autentică. Asta e lucrarea sfântă. Și strigăm din toată inima, lăudați să fie Dumnezeu. Ești părtar la momente înălțătoare. Nu știu dacă am mai spus la Jac experiența întoarcerii mele la Domnul. Aveam undeva la vreo 17 ani. Locuisem vreo 5 ani, aproape 6, în zona Timișoara, părinții mei. Tata a crezut acolo va fi mai bine. Adică din punct de vedere material era mai ușor de trăit, era mai ușor pe vremea respectivă, după anii 80, 79, 80. Dar din punct de vedere spiritual, n-am avut biserică și pe mine și pe frații mei cei mai mari, părinții ne-au pierdut. Ne-au pierdut. Ne-am întors acasă, în satul nostru. Și fiecare duminică dimineața, mama mea, care încă mai este în viață prin harul lui Dumnezeu, ne pregătea hainele. Cum erau hainele? Ele călca cu un călcător din ăla cu jar. Până și păpucii îi făcea mama. Câți aveam? Cum avea? Dragii mami, toate le-am pregătit să mergem la adunare. Și noi nu vreau să mergem la adunare. Nu vreau să mergem la adunare. Ce vreau putea fi pentru părinții noștri? Când ceilalți vecini de-a noștri de pe zona aceea, capătul satului, spuneam noi, toți mergeau cu copiii la biserică, măcar că copiilor după masă erau cu noi pe drumurile noastre. Dar dimineața cel puțin ne făcea bucuria părinților că se duc la adunare. Și noi refuzam. Noi nu vreau să mergem la adunare.
Numai că în luna februarie, în anul acela, 1985, au trecut niște frați din Moldova prin zona noastră. Și la una dintre casele din apropiere a fost o seară de o întâlnire de rugăciune. Și am mers și mama, o vecină a spus și mame, sunt niște frați veniți din Moldova, au trecut de la fratele putare și se face rugăciune. Și aveți mama mea acolo și Dumnezeu prin Duhul Sfânt a spus, femeie, așa vorbește Domnul. În scurtă vreme am să mă ating de unul dintre odrastele tale pe care vreau să-l fac un slujitor în casa mea. Aleluia. Eu nu eram în calcule. Frații mei, cei doi mai mari erau mult mai gândiți decât mine și mama s-a gândit că e vorba de unul dintre ei, dintre frații mei. Undeva la sfârșitul lunii mai, în același an, veneam de undeva de pe terenul de fotbal, cum spuneam noi. N-am fost niciodată mare fotbalist, dar, mă rog, m-am dus să mă joc fotbal cu tine. M-am întors spre casă și venind spre casă am întâlnit un grup de tineri care mergeau la rugăciune. La noi, rugăciunea în vremea aceea se făcea la fratele Cojocaru, spuneam noi, undeva în capătul satului. M-am întâlnit cu ei, mi-au fost colegi de școală, alții erau colegi de navetă, ne-au luat la povești. Nici măcar n-am observat că n-am intrat acasă. M-am trezit cu ei, povestind în fața casei fratelui Cojocaru. Și când am ajuns în fața fratelui Cojocaru, eu am vrut să mă întorc, să plec acasă. Ceva din grup m-a întâlnit și a zis, vino și tu cu noi. Păi ce să fac cu voi? Nu mai știu să cânt, nu mai știu să mă rog, nu mai fost adunat în ființa anii pe atâta timp. M-am sărbăticit cu voi. Ce să caut cu voi? Parcă toți în grupă așa erau fete, băieți, s-au îndrăznit, mă mai cip din scarma de mână și am ajuns la ușă. Și la ușă mi-am pus picioarele așa pe un picior pe perete și am zis, hai să ne înțelegem, eu fi. Dar eu stau la ușă, nu stau până, eu știu cât stați voi acolo. Eu vreau să plec. Bine, și mi-am înțeles așa, au intrat ei toți, am intrat eu ultimul. Mi-a dat un tamburel din ăla din lemn, m-am pus la ușă. Ceva au cântat, au început o cântare, s-au cântat o cântare, două. S-au citit la divină și mi-a pus la rugăciune. Erau două camere, arii pline. Probabil erau peste 60-70 de oameni în două camere. Din satul nostru, din Bistrița, din satele vecine. S-a dus la frața acolo la rugăciune. Și eu vreau să tineri și frații au început să roage surorile, i-am pus părinții așa, mă rugam și eu, dar mă rugam așa printre ei. Să văd cum se roagă părinții. Și dintr-o dată, un frate din cealaltă cameră, care nu mă vedea. Era undeva, imaginați-vă, era o ușă, era cealaltă cameră, arii plină cu frați, și omul era undeva în colțul. A transmis un mesaj profet. Când a început omul acela să vorbească, am simțit un fior din crește până în vârful degetului la picioare, m-a speriat și m-a prins de tamburelul acela. Și Domnul a transmis un mesaj prin Duhul Său. Ascultă tânărurile pe care te-am adus în seara aceasta aici. Așa-ți vorbește Domnul. Am un mare plan de lucrare cu tine. Vreau să te fac un slujitor în casa mea. Încât toate satele acestea din jur vor ști că tu ești slujitorul meu. Tatăl meu a fost în viața lui într-un comitet al bisericii. Tatăl meu n-a fost predicator, poate de 3-4 ori am auzit că tatăl meu dând un îndemn de 3-4 minute la timpul de rugăciune. Din familia tatălui meu n-a fost nimeni pocăit, din familia mamei mele n-a fost nimeni pocăit. Și Dumnezeu transmite un mesaj că pe mine mă face un slujitor în casa lui. Eu nu știam ce era, nu știam ce era, un comitet de biserică, eram tânăr oameni, nu eram nici botezat. Și lucrarea a fost mult, mult mai lungă. Dar Domnul mi-a spus și ce face diavolul cu mine dacă nu mă hotărăsc în seara aceea. Era seara de 50 mele. Când s-a terminat lucrarea, m-am liniștit și eu, m-am deschis ochii. Lacrimile mele erau pe tamburelul acela, m-a speriat. Cum eu să plâng? Am pus una pe clanță să se ies. Și un gând a venit. Mama, că tot ai venit? Stai cu la cap. Frații se rugau. S-a terminat rugăciunea, s-a ridicat fratele Gusti Bătășan. Era îngrijitor la vacile ceapelului de la noi din sat. Și s-a avut o vedere. El nu mă vedea. Lângă ușă este un tânăr. Mesajul a fost pentru el. Domnul l-a dus în seara aceasta aici. E seara întoarcerii lui. Vrea Dumnezeu să-l facă un slujitor în casa lui. Și a spus mai multe cuvinte. N-a mai plecat. Asta a vrut să termina rugăciunea. Când s-a terminat rugăciunea, nu m-a dus cu ei pe drum cu tineri.
Clădirea fratelui conjugal dădea cumva clădirea noastră. Era în sfârșitul lunii mai, vă spuneam, era porumbul așa mare. A zburat peste rândurile porumb. Am ajuns acasă, iar dormeam împreună cu frații mei mai mari, în aceeași cameră. M-am pus în genul, nu știu când m-am rugat, o oră, două, trei, nu știu. A fost o noapte în care m-am plâns înaintea lui Dumnezeu, a fost noaptea eliberării mele. A fost noaptea când Domnul m-a iertat, când Domnul mi-a rupt toate legăturile străine. Și următoarea zi am transmis un mesaj. De astăzi m-am întors la Domnul. De astăzi mă pocăiesc. Aceasta se întâmplă la sfârșitul lunii mai, 1985. De atunci, Dumnezeu m-a ținut de mână. De atunci Dumnezeu m-a binecuvântat. Și tot ce a vorbit Dumnezeu atunci, de atunci încoace, o să vă spun, Dumnezeu a primit. Pentru că Dumnezeu nostru trăiește. Duhul Sfânt se prezentă așa că se aminte. Duhul Sfânt cercetează în această seară. Vreau în această seară să simți și să fie un moment înălțător pentru tine și să-ți ia Domnul putere și miluiță. Oricine vii, măriți să fie Domnul. Când se aducește slavă lui Dumnezeu în al doilea rând, vreau să spun, dispare orice stare de indiferență și orice stare de obișnuință, oameni buni. Orice stare de obișnuință. Cu foarte mulți ani în urmă, când conduceam slujbe la noi la biserică, la noi, în satul nostru, slujbe de evangelizare, a venit un frate păstor, nu vă dau numele, majoritatea poate l-ați cunoaște, dacă vă spune numele, și omul acesta a făcut o afirmație pe care a contestat-o. Dar nu se poate. Era imediat după Revoluție, eram entuziasmat să construim, să facem, să ne pocăim, să facem evanghelizări. Și fratele a spus următorul lucru, în scurgerea vremurilor, vom asista la următorul fenomen. Vom avea o lume bisericească și o biserică lumească. Și fratele a contestat, nu se poate. Asta nu se poate. După ani de zi, am urmărit acest fenomen. Și m-am uitat și m-am întâlnit toată cu fratele acesta și a zis, afirmația aceea pe care poate nu vă mai amintiți, a spus-o la noi în sacii, din nefericire, s-a împlinit. Tot mai multă indiferență, tot mai multă superficialitate, tot mai multă o credință ieftină, o relație ieftină cu Dumnezeu. Aleluia. E nevoie ca Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Las pe nicostar. E nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu din toată lumea. Ascultați-mă bine. E nevoie să ne pocăim. Singurul popor pe care l-avea Dumnezeu pe pământul acesta care prezenta era poporul Israel. Și pe vremea lui Ilie le spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult a derapat poporul acesta că a intrat într-o confuzie spirituală, nu mai știa cine e adevăratul Dumnezeu. Baal sau Dumnezeu? Și mie este nevoie să îi cheme pe Carmel, ne spune Biblia, nu să facă demonstrații. Dumnezeu nostru este Dumnezeul demonstrațiilor. El poate să facă tot ce vrea, că e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și mie acolo ne pune următoarea întrebare. Până când vreți să șopătați? Ăsta nu e un incident pentru voi. Nu s-a întâmplat un incident în viața voastră. Voi deliberat acceptați să fiți șchiop, să fiți olor din punct de vedere spiritual. Până când vă complaceți în situația aceasta? Dacă pare Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și Biblia ne spune, acolo a făcut două altare, știți foarte bine, era să se roage să vină foc din cer. Și s-a rugat și Baal n-a trimis foc din cer, că Baal e Dumnezeu, că Dumnezeu mor. Dar când Ilie s-a apropiat de altar, după ce a zidit altarul care fusese sfârmat, după ce a pus șanțul acela, după ce a așezat acel jup pe altar și s-a rugat înainte lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeul lui Israel, fă să se vadă astăzi că Tu ești Dumnezeul adevărat. A venit foc din cer de la Dumnezeu. O, fie ca focul sfânt să vină peste biserica Domnului. Fie ca focul sfânt să vină peste biserica Domnului în vremea aceasta. Și după ce a venit focul din cer și a mistuit jertfa și a sunt apă care era în șanțul acela, Biblia spune, poporul a căzut cu fața la Domnul și a început să strige. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Fie ca prezența Domnului să fie în adunare în vremea aceasta. Să mustre Domnul orice duc de indiferență, orice duc de nepăsare, orice duc de superficialism religios. Nu vă ancorați în religii.
Nu vă legați de templul Domnului. Nu vă legați de forme religioase, nici de tradiții. Să ne ancorăm în Dumnezeu. Amin. Să ne ancorăm în Iisus Hristos, care este singurul Mântuitor. Și strigăm în această seară la Jac, lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Când strălucește slava lui Dumnezeu în al treilea, vezi realitatea de viața ta. Oameni buni, ascultați-mă. Realitatea din viața mea, nu-i ce vedeți dumneavoastră la voi. Mă auziți? Da. Realitatea din viața dumneavoastră, nu-i ceea ce se vede aici. Nu-i ceea ce se vede aici. Realitatea din viața noastră este ceea ce se vede când pune Dumnezeu reflectorul acela care descoperă totul, care vede gânduri, care vede frământări, care vede nemulțumiri, care vede liniști, care vede eșecuri, care vede și păcate. Aia e realitatea. În prezența lui Dumnezeu, marele profet al Vechiului Testament, supranumit Evanghelistul, spune, vai, vai de mine. Sunt un om? Oare nu mai așa de traduce? Sigur? Rog pierdut? Păstor pierdut? Cântăresc pierdut? Creștin pierdut? Pentecostal pierdut? E posibil așa ceva? Da, oameni buni. Pentru că ascultați-mă bine. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Dacă stăm în picioare, stăm cărețime, Domnul. Slavă. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Dacă putem să scurim, este că ne dă Dumnezeu har. Dacă avem sănătate, o avem de la Dumnezeu. Dacă avem protecție, o avem de la Dumnezeu. Dacă avem călăuzire, o avem de la Dumnezeu. Și strigăm în această seară, lăudați să fie Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Care e realitatea din viața ta? Care este adevărul din viața dumitale? Ceea ce afișezi aici în biserică? Ceea ce afișezi în fața oamenilor? Ceea ce afișezi atunci când te văd alții? 20 de ani Iacov a fugit de realitatea din viața lui. 20 de ani! 20 de ani și-a măsat totul în binecuvântările materiale, în turme, în tot ceea ce vreți, ce vreți dumneavoastră, în familie binecuvântat. 20 de ani! Și după 20 de ani, deși se dusese în direcția aceea cu o botă uscată și cu o traistă goală. Și acum venea cu tabere și cu turme și cu robi și cu roate. Și într-o noapte pe toți aceștia îi trece dincolo de pe Iahoc și rămâne el cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu vine la el, are o singură dorință. Nu mă dute, las, până că nu. Dar nu era binecuvântat, Domnul. Nu era binecuvântat. Din punct de vedere material, era foarte binecuvântat. Dar avea o problemă nerezolvată cum o ai dumneata. Cum o am eu, care o poți poate de ani, de zile, de zeci de ani. Și este numai ta, înaintea lui Dumnezeu. Este numai dumitare. Este o rezervă, este o ură, este o frământare, este o luptă, este un eșec. Este ceea ce nu poți birui în interiorul tău. Și poți de alte zile. Și poate vii și predici, poate vii și cânti, și poate vii și faci o slujire. Dar tu ai acolo. Dar este reală, este acolo. Nu te las până când nu mă binecuvintez. Vrei să fii binecuvântat? Cu siguranță. Spune care este... Nu știa Dumnezeu care e numele? Știa sau nu? Nu știe Dumnezeu care e numele tău? Nu știe Dumnezeu care e numele meu? Nu știe Dumnezeu? Ne cunoaște pe nume, slăvit să fie numele Lui. Dar ascultați-mă, vrea Dumnezeu să o spunem noi și să o auzim noi. Că noi vorbim generalități, ne rugăm generalități, transmitem lucruri generale, așa. Dacă am supărat, dacă am greșit, dacă, nu dacă, oameni buni. David spunea, îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă? Unde? Înaintea mea. Tot timp mă doare pentru păcatul meu. Nu toleresc păcatul din viața mea. Nu sunt superficial cu mine. Nu! Pavel spunea, mă port aspru cu mine. Ca nu cumva cu ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Pentru că lucrul acesta este un mare pericol pentru fiecare dintre noi.
Și vă rog în această seară Duhul Sfânt care este aici să ne cerceteze. Dumnezeu, ai milă de noi. Care e realitatea din viața ta? Spune numele. Și e voie să spune. Numele meu este Iacob. Și fratele lui cu ani în urmă. Plângea nu degeaba, i-au pus numele Iacob, că m-a înșelat de două ori. Care e numele tău? Tu nu ești înșelătorul, dar poate ești cântitorul. Dar poate ești cel care promiți. Mă întorc de azi, de ieri, și nu reușești. Poate ești cel care tot timpul, da, vrei, dar nu reușești. Care îți este numele? Și Domnul spune că în această zi, din noaptea asta, numele tău nu mai este Iacob. Îți dau un nume nou. Numele tău este cel ce luptă cu Dumnezeu. Și este biruitor. Fie ca această seară Duhul Sfânt să te cerceteze. Fie ca prezența Domnului această seară să-ți dea putere. Lăudat să fie Domnul. Când se lucește slava lui Dumnezeu, vezi realitatea din viața ta. Patru predicaturi au predicat lui Iov. Patru predicaturi. Și Biblia spune, în fața celor patru predicaturi, Iov a ținut discursul lungi ca și ei, de fapt. Și la fiecare i-a spus, sunt nevinovat, sunt nevinovat, sunt neprihănit. Și la un moment dat a venit la cel de-al cincilea predicator. Nu mai ascultați-vă, oameni buni. Biblia ne spune, la Iov a venit să-i vorbească din furtună. Și aș fi meritat să vorbească Domnul din furtună și dumneata. Dar Dumnezeu a ales să ne mai vorbească în îndurare. Prin susurul plâng pe care l-a trimis la Jac în această seară. Și strig din toate, mă lăudați să fie numele Lui. Pune aproapele Dan Belan, Daniel. Unora Dumnezeu ne-a vorbit prin cancer în această zi. Altora a vorbit prin accidente, altora prin moarte chiar. Unora Dumnezeu ne-a vorbit prin nenorociri, mie și dumneavoastră. Domnul ne mai vorbește prin îndurare. Prin susurul lui care l-a trimis aici la adunare, pe care nu-l merităm. Și spunem, slăvit să fie numele Lui. La Iov Dumnezeu a venit și i-a vorbit din furtună și a pus câteva întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu. Vi le citesc telegrafic din Iov, capitolul 38. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântă cele mame ei? De când ești tu, ai poruncit dimineții, ai arătat tu zorilor locul lor, ai pătruns tu până la izvoarele mării. Unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul? Unde și are locuința? Ai ajuns tu până la cămerele zăpezii, ai văzut tu cămările grindine. Câteva întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu. Și eu se prăbușește în capitolul 42 și spune, urechea mea, auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea vreau să spun, e scârbă? Că nu mai ești tu cel de prieteni, nu mai sunt. Nu mai ești tu creștinul special, nu mai sunt. Nu mai ești tu cel care ai spus, dacă toți ar fi ca mine de pocăiți, n-ar avea Dumnezeu probleme. Nu mai sunt. Mă speresc, e scârbă de mine și mă pocăiesc? În sac și în cenușă. Că dacă avem nevoie, frați pentecostali, de ceva avem nevoie de pocăință. Dacă avem nevoie, frați ortodoxi, de ceva avem nevoie de pocăință. Frați de la Biserica Baptistă, dacă sunteți aici, avem nevoie de pocăință. Frați de la Biserica Catolică, avem nevoie de pocăință. Și vin ca un duc de pocăință să ne cuprindă pe fiecare dintre noi. Să ne prăbușim în această seară și să ne cunoaștem de putințele noastre. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Că aici e slava lui Dumnezeu, aici e prezența lui Dumnezeu. Aici este cercetarea Duhului Sfânt. Și spune mărit să fie Domnul. Amin. Când se rugește slavă lui Dumnezeu în al patrulea rând, se reface o relație întreruptă. Vai de mine! Sunt un om pierdut. Sunt un om cu buzele curate. Locuiesc tot în mijlocul lui popor cu buzele curate și am văzut pe Domnul. Și un înger zboară, ia o crește și un cărbune aprins de pe altar, îi atinge cărbunele de buzele lui și spune, atingându-se acest cărbune de buzele tale, păcatul tău este ispășit, vina ta este iertat. Așa că în această seară nu este un altar, nu este un cărbune, nu este un crește. Așa că în această seară operează jertfa lui Iisus Hristos. Operează sângele iertării. Și această seară Domnul vrea să le fac o relație întreruptă. Și pentru că știu că Duhul Sfânt te-a dus aici în această seară,
Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere. Amin. Ți-a rupt relația cu Dumnezeu de multă vreme. Nu te mai rogi cum te-ai rugat altă dată. Nu mai cânti cum cântai altă dată. Nu te mai cercetează Duhul Sfânt ca și altă dată. Nu mai este prezența Domnului în viața ta ca altă dată. Domnul vrea să ne fac orice relație preluptă. Și mă rog, Doamne, lucrează în această seară. Ești un om care ai promis de multe ori lui Dumnezeu că te vei pocăi și ai tot amânat-o și ai tot amânat-o. Seara aceasta vrea Domnul să ne facă o relație întreruptă. Și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere. Slăvit să fie Domnul. L-a văzut Isaia pe Domnul Iisus Hristos în capitolul 53, la versetul 7, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Ca o oaie mută înaintea celor ce-o tu. Cu 750 de ani înainte a văzut lucrul acesta. Și când Fiul lui Dumnezeu a fost prins, când a fost bătut oameni buni, i-au pus o cruce, i-au pus o crună de spini pe cap, l-au legat la ochi, l-au pălmuit și în semn de batjocură, s-au închinat înaintea lui. Procește Hristoase, cine te-a lovit? N-a deschis gura deloc. L-au pus la lemnul de tortură. Și istoricii spun că biciul acela roman avea în capul lui, în capătul lui, avea un bucăți de plumb sau de os. Și când era administrat acea bătaie, celui care era judecat și condamnat pentru așa ceva, se rupeau din carnea lui acele bucăți de plumb și os. Aleluia. Spatele lui se despica uneori. Coastră de bătaie a fost bătut Fiul lui Dumnezeu. I-au pus o cruce grea în spate, spune Biblia, și a dus-o până la Golgota, căzând sub cruce, că era mereu slăbit și n-a deschis gura deloc. L-au țintuit între cer și pământ, între doi tâlhari și cuiul nemiros roman, i-au străpus palmele Domnului Iisus Hristos. După ce l-au răstignit între cei doi tâlhari, au continuat să-l baciocorească, să-i arunce cuvinte de ură și de ocară și n-a deschis gura deloc. Și l-au uitat. Evanghelistul Matei, capitolul 27, surprinde un moment în care Biblia ne spune că la ceasul al nouălea, versetul 46, Iisus n-a vorbit, a strigat. Și a strigat cu glas tare, cu glas care spinte ca văzduhul, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce s-a întâmplat? A simțit că Tatăl abandonează pe cruce. A simțit că Tatăl a renunțat la Fiul Său. A acceptat Tatăl ca Fiul Său să rămână pe cruce. Pentru că asupra Lui erau păcatele mele, păcatele dumneavoastră și păcatele lumii întregi. Dumnezeu reabilita o lume pierdută, o lume condamnată la moarte pentru totdeauna. Refăcea Dumnezeu relația cu lumea aceasta, cu mine și cu dumneavoastră. Și asupra lui Hristos erau păcatele noastre. Și în această seară să spunem, lăudați să fie Domnul Iisus! Lăudați să fie Domnul Iisus! 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spune Biblia, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în El. Pedeapsa a căzut peste El, pedeapsa care dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și strigăm așa că în această seară, glorificat să fie Iisus. Glorificat să fie Domnul Iisus. Se refăcea o relație întreruptă, oameni buni. Deveneam noi cu dreptul acela ca să venim înaintea lui Dumnezeu. Și cântăm frumoasa cântare, Doamne, nu am aur, nu am pietre, nu am, dar am un drept. Am tot dreptul să fiu al Tău. Și în această seară spun, mulțumim Dumnezeu pentru dreptul acesta. Pentru că Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, versetul 12, le-a dat dreptul să se facă. Creștinii nu se nasc oameni buni. Nu ne naștem creștini. Creștinii se fac. Să se facă copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Și strigăm în această seară, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Simți că ai o relație întreruptă cu Domnul? Simți că în această seară ai nevoie de o altă relație? Hristos este prezent aici. Hristos se coboară lângă dumneata în această seară. Hristos se coboară lângă dumneata la balcon în această seară. Hristos vrea să te îmbrățișeze în această seară. Hristos vrea să-ți dea o nouă perspectivă în această seară. Pentru că acum când este prezența lui Dumnezeu aici, să ne fac relații întrerupte.
predica Domnul Iisus în templu, Ioan capitolul 8, versetul 1, și în timp ce Domnul predica, s-a deschis ușa cea mare a templului, cărturari, farisei, învățători ai legii, au dus împreună cu ei o biată femeie, păcătoasă, care era prinsă în momentul unui adulter. Ca să ispitească pe Domnul, spune Biblia, au dus femeia aceasta, au așezat-o în mijloc și a spus învățătorului, Moise ne învață pe astfel de persoane să le omorâm cu pietre. Și procedura, spune istoria biblică, că era persoana era scoasă afară din cetate, era făcut un cadru așa ca din lemn, un giulgi alb pus peste cadrul acela, persoana era introdusă în cadrul acela, sub giulgiul acela alb, și apoi trebuia să rogească părinții dacă erau în viață, copii dacă avea, soț sau soție, cei mai apropiați trebuia să rogească primii cu pietre. Și tot celălalt popor lovea cu pietre până când țâșnea sângele prin giulgiul acela și sub ploaia pietrelor, persoana cădea până își dădea Duhul. Moise ne învață pe astfel de femei, de persoane, să le omorâm cu pietre. Tu, ce zici? Vă spun un lucru care s-ar putea să vă șocheze. Pentru ei, femeia aceasta era un mijloc de spectacol religios. Pentru Domnul Iisus, femeia aceasta era un potențial candidat al cerului. Auziți? Nu știu ce ești pentru lumea aceasta. Nu știu ce ești pentru vecini. Pentru cei din jur. Poate ești o persoană irecuperabilă. Poate pentru tine nu se mai poate face nimic. Ascultă-mă bine. Pentru Domnul ești un potențial candidat al cerului. Aleluia. Chiar în această seară. Pentru El are puterea să vindece, să ierte, să rupă orice legătură străină și să dai eliberare. Mări să fie Domnul. Domnul s-a plecat jos. Frați predicatori, frați cântăreți, oamenii lui Dumnezeu. Când e vorba de sufletele oamenilor și Iisus se pleacă jos. Iisus s-a plecat jos. A scris cu degetul pe pământ. Nu știu ce a scris. Sunt multe speculații. La un moment dat s-a ridicat și a spus, primii care nu aveți păcat, primul, să lovească cel din tâi cu piatră. Cât s-au lovit? Dar nu aveau pietre la ei? Nu erau pregătiți pentru asta? Să nu se supere tinerii. Și atunci bătrânii aveau mult mai mult simț. Uitați-vă la Biblie. De la cei mai bătrâni până la cei mai tineri, toți au plecat. Și a rămas femeia tremurând, împreună cu Domnul. Gloria. Și Domnul o întreabă, unde sunt? Nu te-au sândit nimeni? Nimeni, Doamne. Și au zis, las de Dumnezeu. Seara aceasta nu-i seara o sândei. Este seara iertării. Este seara eliberării. Este seara când se refac relații întrerupte. Este seara când Domnul rupă legături străine. Este seara când Domnul dă vindecare. Să vii să fie Domnul și dă pocăință. Nici eu nu te osândesc. Du-te! Dar să nu mai păcătești. Mărire Domnul. Amin. Și în ultimul rând vreau să spun că strălucește slava lui Dumnezeu, cei care sunt prezenți la slava lui Dumnezeu se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Pe cine să trimit? Și cine va merge în familia vitală, la locul vitale de bulc, la școală, în societate, acolo Dumnezeu te-a așezat, cine va merge? Trimite pe cine vrei. Eu încă mai am planuri. Trimite cine vrei, eu încă mai am alte priorități. Poate vei răspunde în această seară. Sau vei fi gata să te prăbușești, să spui, iată-mă, trimite-mă. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă expunere.
înaintea voastră și a mea, a făcut-o Iisus Hristos. Aleluia. Slăviți să fie numele Lui. Apocalipsa, capitolul 5, spune Biblia și mărturisește Ioan din descoperirea Lui. A văzut o carte pecetuită pe dinăuntru și pe din afară cu 7 peceți. Și s-a pus o mare întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pecețile? Și Ioan a spus, a plâns mult. Pentru că nu s-a găsit nimeni. Și v-a ridicat de umbră să zic, Ioane, nu mai plânge. S-a găsit cineva. Este leul din seminția lui Iuda. Era Iisus Hristos. Ca un miel care nu prea ajunge iată. Slăviți să fie numele Lui. Slăviți să fie numele Lui. A înaintat spre cel mătrânit de zile și a zis, este scris în surul cărții despre mine. Vin să fac voia ta Dumnezeului. Și a venit în lumea noastră. Nu să avem Paști și o roșie. Nu să avem Crăciun și lumini. A venit în lumea noastră să se coboare în locul cel mai de jos. Să se nască în miezul Betleemului. Să trăiască ca și noi, ca și oamenii. Și să păurească mântuirea noastră. Și să trăim în această seară, lăudat să fie Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2, ne spune, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a sperit, s-a coborât și s-a sperit până la moarte și că moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a lăsat nespus de mult. Și a dat numele care este mai pe sus. Credeți așa? Amin. Lăudați să fie Domnul. Mai presus de tovarășul Putin, mai presus de domnul Biden sau de doamna von der Leyen, are numele mai presus de orice nume. Iisus Hristos este numele Lui. Iisus Hristos este numele Lui. Pentru ca numele Lui să se plece orice genul ca celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească pe seama lui Dumnezeu Tatăl și să spune cu toată biserica, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Oameni buni, Hristos s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Aleluia. Și noi cântăm frumoasa cântare la biserică. Iisus e scump, aș vrea să fiu? Cântați și dumneavoastră? Pa ce poți să predicăm ca Domnul Iisus? Nu ia. Să vindecăm un alt ca Domnul Iisus. S-a adunat mulțit ca Domnul Iisus. Numai eu nu înțeleg asta. Domnul tot fugea de mulțit, noi tot fugim de mulțit. Asta nu înțeleg. Numai nu înțeleg asta. El făcea o vindecare, să nu spui la nimeni. Noi nu facem nicio vindecare, dar vrem să fim cât de promovați. Dar nu facem nimic. Iisus e scump, vreau să fiu ca tine. Vreau să fiu ca Domnul Iisus. Vreau să fii smerit ca Domnul Iisus. Ai vrea să fii ascultător ca Domnul Iisus? Ai vrea să stai în spărtură ca Domnul Iisus? E gata să o faci? Suntem gata să facem oameni? Suntem gata să ne sacrificăm pentru mântuirea celor din jur? Suntem gata să stăm la dispoziția lui Dumnezeu? Ce frumos sunt uneori! Sunt aici, unii chiar sunt gata să danseze, la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta! Mă, că voi nu spune la oameni, dar se culeg în colda dintre spirit. Și spirit te fac să însângeresc. Și spirit spre înzburată durere. Și spiritul lor te fac să fii cu confortare. Și spirit să aducă, să aduc neputință, nu să te dormi de uneori. Mai vrei să slujești? Mai vrei să fii în dispoziția Domnului? Singurul lider care a stat în fața istoriei, singurul, este Domnul Iisus Hristos, care a spus, dacă mă alegeți pe mine, nu mi-e viața mea. Necadă. N-o să o facă ăștia, domnii care nu o să fie aleși. Că vor fi nu știu câte alegeți la voastră. S-o spune dumnealor, alegeți-ne pe noi, că aveți de cazul. E de tot mic, de peste 30 de ani și nu tot îi crede. Că va fi mai bine. Dar Domnul a continuat și a spus, dar îndrăzniți? Că eu sunt biruitor. Amin să fie iar. Și când dăm frumoasa cântare veche, Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi. Chinurile noastre, Tu le puri întâi.
El e mai înainte, trebuie mâna ta și îngădui numai cât putem purta. Că n-a pierdut nicio mărtărie niciodată, n-a pierdut niciun control niciodată și El este suveranul, El este pe tron, El conduce Universul și ziua glorioasă a revenirii Lui în slavă nu este departe. Și spunem din toată inima, vino Doamne Iisuse! Vino Doamne Iisuse! Ce vei face în această seară? Te vei pune la dispoziția Domnului? Va fi seara care mi spune, Doamne, iată-mă, sunt gata. Iată-mă, sunt gata să te slujesc. Iată-mă, când sunt gata să mă pocăiesc. Iată-mă, sunt gata să mă duc pe drumul tău. Sau vei continua să mergi pe drumul tău. Închei dintr-o experiență care am avut-o în iarna aceasta, am mai spus-o pe la evanghelizări, v-o spun și dumneavoastră. În săptămâna dinainte de nașterea Domnului, sărbătoarea nașterii Domnului, era vineri, cred că ajunul a fost duminică seara, m-a sunat un frate din Moldova, din zona Iași. Noi primim mereu telefoane de felul acesta la Cluj. Am spus, frate Bujor, este un cetățean, un bărbat la peste 60 de ani, 60 și ceva de ani, la spital, la oncologie. Nu se simte deloc bine. Din familie de pocăiți, a fost cel mai mic din familie, părinții lui au trecut la Domnul, oameni credincioși. Mare ceva rog, ceva frați, sora lui m-a sunat, că vrea să se boteze, dacă ați putea cumva să-l organizați, să mergeți la spital să-l botezați. Era bine după masă. Am luat unul dintre colegii mei, păstor, ne-am dus la spital. La oncologie, la ora aceea, nu era foarte multă forfotă, era liniște, cumva. Am găsit pe șeful secției care răspundea, un medic, un om tânăr, așa, foarte deschis. Am vorbit cu dumnealui, i-a spus de ce am venit, cine suntem, la cine am venit. A intrat pe fișa acestui bărbat, a văzut detaliile și a spus, domnilor, îmi pare rău că trebuie să vă spun, din punct de vedere oncologic, omul acesta mai trăiește câteva zile. N-ajunge sfârșitul anului. Dar, a spus el, viața nu o dă noi, viața o dă Dumnezeu. Faceți tot ce puteți pentru bărbatul acesta. Botezați-l, comunicați-l, să-i schimbați dumneavoastră. Tot ce trebuie, noi vă punem la dispoziție tot ce aveți nevoie. Nu am fost așa de entuziasmați, de bucuros, de atunci în salon. Am găsit pe bărbatul respectiv. Am spus și lui ce suntem, ce ne-a sunat, sora dumnealui, păstorul. Am povestit cu dumnealui. I-a spus că suntem bucuroși de decizia care a luat-o, că vrea să se boteze. Chiar dacă, mă rog, e situația asta, găsim o formulă. Omul era foarte conștient, așa, foarte lucid și liniștit în același timp. Deci, Domnul, mulțumesc că ați venit la mine, mulțumesc că v-ați făcut timp, sunt așa de bucuros pentru vizita voastră. Nu mă vreau să vă spun un lucru. Eu mă botez, dar peste două luni. Cum peste două luni? Și am început. Și vrea spune astăzi. Oamenii spun niciodată nu-i târziu, asta spun oameni. Știți ce spune Biblia? Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare, făgăduind sau intră în odihna lui, niciunul din voi să nu vă se pomenească venit? Mâine poate fi târziu. Noaptea asta poate fi târziu, ascultați-mă. Și-am încercat să-i predicăm, și-am încercat să-i convinge, și-am încercat să-i spune. Că părinții lui s-au bucat pentru el, că l-a mânat toată viața, că a trăit o viață așa, de unul singur și de căsătorit, cum o vrea el. Și după aceea se regretat. Domnilor, aveți toate perfecte de cap. Așa este, așa spune Biblia. Și vreau să mă botez. Dar mă botez peste două luni. O să am o jumătate de oră, am încercat. Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se legă de sine, să-și ia crucea și... Dar dacă nu vrea! Dar dacă nu vrea! Păi problema nu e oameni buni! Dumnezeu nu spune te oblig să alegi viața! În Deuteronom, capitolul 30, spune îți pun în față două variante! Viața
știți ce spune Dumnezeu? Eu îți recomand, eu sugerez. Alege viața ca să trăi. Dacă tu nu vrei, problema ta. Am avut o rugăciune și am plecat. L-a zis pe fratele păstor de pescă în coborat. Zice, șocat. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Asta este. Din curtea spitalului a zis pe sora dumnealui. Femeia aceea a început să urle. Să urle. Frate bun, părinții lor s-au uscat pe picioare postind pentru el. E singurul în familie care nu s-a pocăit. Au intrat în mormânt amândoi, cu inima îndurerată, că fratele nostru nu s-a pocăit. Am crezut că suntem pentru. Nu pot să cred. După o săptămână și o zi, în sâmbătă, înainte de anul nou, m-a zis la același păstor. Poate mă rog cum am stai casă de torne, v-am tot sunat. Acum n-am putut să nu mă sun. Omul nostru, cetățeanul nostru, vine la Iași. A plecat din Cluj, este pe drum. Mare puțin, nu știu, o oră și jumătate. Și ajunge în localitatea noastră, aici, de unde a plecat. Numai că este în Sibiu. Ca o lovitură și-a primit o linie. În urechea mea auzeam vorbele lui cu atâta seninătate. Mă botez peste două luni. Mă întorc la Domnul peste două luni. Mă bag cu Dumnezeu peste două luni. Dumneata, ce vei face seara asta? Aici este slavă lui Dumnezeu. Aici nu-i spectacol, spunea fratele. Aici este sângele lui Hristos care are puterea iertării. Aici operează Duhul Sfânt de la un sale. Și aici are putere Evanghelia care stăpunge inimile. Ce vei face în această seară? Vei spune săptămâna viitoare, la sursul de evanghelizări? Mâine? Voi mâine? Ce vei spune în această seară? Seara aceasta este seara pocăinței. Seara aceasta este seara mântuirii. Ca cum este în slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am putea să facem o rugăciune? Haideți să stăm.